Domnul Oleg, noi suntem la fața locului. Nu-i bun așa, sunteți într-un bloc de la Pelivan, nu? Da, suntem la casa de la Pelivan. Suntem locatari într-un apartament. Suntem într-un apartament în casa cu pricină. Pe scurt, vreau să vă comunic ce e prezentă. În 92, noi am aderat la casa aceasta, casa cooperativă, și am dat primul znos, am introdus primul partid de bani, în 92. Noua locatare aceștia, comitetul sindical, au fost hotărâte ca să ne se repartizeze apartament cooperativ cu 3 și cu 4 camere. În 94, comitetul, conducerea fabricii ne-a adunat și ne-a spus că din pricina că nu are finanțe, să luăm, să terminăm, finisăm casa cu propriile puteri. Noi ce am și făcut? Fiecare lucra cum putea, după putințele fiecare, care a finisat mai înainte apartamentul terminat. Este o doamnă care în 97 a intrat în 95 apartament, pe potiles, pe ciment, că era cu copii micuți și nu avea unde locui și unde încălzea cu caminul, cu fel de fel, numai ca să încălzească și neavând unde trăi, a trecut în apartament și a finisat mai repede. La momentul de față, apartamentul am eu anume, apartamentul numărul 8, nu-i finisat nici de cum. Noi nenumărate ori ne-am adresat la conducerea fabricii ca să ne se acorde sau documente ceva care să confirme că sunt apartamentele noastre. Nu ni s-a refuzat, nu odată ne-am adresat, vreo 3-4 directori s-au schimbat, totuși până în 2005 n-am putut hotărâi nimic. În 2006 ne-am adresat în judecată, că am aflat că casa, prin auzite, casa este dată exploatare. În judecată aceasta am observat că se duce unilateral procesul. Pe noi nici nu ne ia în considerație, nu au fost toți martorii din partea noastră ascultați. Și două, trei ședințe au fost luată o hotărâre de a ne refuza. Noi am atacat de a se recunoaște ca proprietar asupra apartamentului. Nu ni s-a refuzat, motivând că am omis terminul de adresare judecată de 3 ani de zile, cu o lună de zile am omis. Apoi hotărârea la Curtea de Apel, la fel am pierdut-o și la Curtea Supremă ne s-a dat hotărârea. Este jumate de ani de zile. Noi am vrut să atacăm la CEDO, dar am omis terminul de a ataca la CEDO. Ni s-a reținut dosarul, hotărârea la Curtea de Apel, la Curtea Supremă. Și în acest, în 2006, în procesul acesta de judecată, noi am aflat că este așa numit proces verbal de recepție finală pe casă și a fost înregistrată de fabrica, la fabrica de vin. Lucrând anii aceștia, din 94 până în 2005, când ne-am adresat în două judecate, la fața locului nu a fost nicio comisie, nu a fost nici ca să fie idee, ca să exploatare. Așa că documentul acesta, procesul verbal de recepție finală, este falsificat. Din ce cauză ne-a hotărât că este falsificat? Că nu există niciun document, fabrica de vin, nici proiect, nici certificat de urbanism, nici alte fel documente ca pe baza lor să fie înregistrate la ambătăiul clădirea. Apoi, în 2011, noi am dat în judecate anume ca să recunoască procesul verbal de recepție finală falsificat, să vină, să întoarcă casa în pozițiile inițiale. Două procese, începând prima judecată la Ohei, Curtea de Apel câștigăm, la Curtea Supremă, pe noi ne întoarce la rejudicare. Începând din 2011 și terminând în 2018. Noi deja simțim că la prima instanță, la prima judecată, Ohei pe loc,
fabrica de vin, reprezentanții fabricii de vin nici nu vin, nici nu se adresează, pe ei nici nu trag atenție. Apoi, ajungând la Curtea Supremă, noi observăm că merge la rejudicare. Aici se simte că este mituit, că hotărârea este influențată de actualul proprietar, domnul Constantin Jitaru, care se află proprietar la fabrica de vin. Acum ne aflăm iar în judecată a treia oară, în Orhei. Noi am fost nevoiți ca să facem expertiza din 1 aprilie și în 30 octombrie anul 2019 a fost expertiza. Hotărârea deja cu o lună urmă e venită și dumnealor așa al pe negru a scris că nici la moment casa nu poate fi dată exploatare. Cum se află în situația dată, nu este tip de a fi dată exploatare. Dar dumnealor s-o cot că din 2000 casa e dată exploatare. Da, dumneavoastră ați zis că ați cerut în instanță să fie anulat procesul cel verbal de dare în exploatare. Dar dacă ați depistat falsuri acolo, nu mai bine sesizați procuratura să facă un dosar penal pentru falsificare de documente. Păi, domnule, am fost în 2009, când prima dată la procuratură am fost. Da, atunci au fost un anchetator, au fost chemați, puțin ascultați și așa vă spusele lor că au făcut o anchetă și au spus că nu au depistat nimic și cu asta s-a terminat. Acum, de când s-a schimbat conducerea aceasta la Maia Sandu, ne-am adresat la Parlament, la la anticorupție, la Procurorul General, pe s-o două toate instanțele, vin toate hotărârile la domnul procuror în Orhei, la domnul Bodorin. Și dumnealor spune, ne se scrie că nu se mesecă în judecată, că acesta e proces de judecată și tot. Acum am vrut la domnul Chicu. La domnul Chicu tot aceeași istorie au fost. Am scris la Maia Sandu și la domnul Procurorul General acum e domnul Stoianoglu. Domnul Stoianoglu. Noi am vrut să cerem audiență, ca să lămurim, să le lămurim ce este în fața cazului. Dumnealor nu au spus să scriem plângere și dacă scriem plângere, iar vine la Orhei și iar roata se repetă. De ce? Nici nu știu la cine să ne adresăm mai departe. Nu v-ați gândit și la varianta protestului, că e ieftin, relativ ieftin, la Orhei să protestați sau chiar la Chișinău? La Stoianoglu că nu vrea să vă primească, la prim-ministru că nu vrea să se implice, la CSM că dosarul se tergiversează a treia oară, se întoarce la Orhei, Consiliul Superior al Magistraturii. Și în felul ăsta poate vă observă și presa și mediatizează cazul. Dar de fapt cum se întâmplă? Locuiți în casa aceea, dar nu vă aparține, nu o puteți privatiza, da? Chiar dacă ați investit bani de la bun început. Da, domnul Oleg, locuim, dar suntem doi locatari care nu locuiesc. Restul 6 locuiesc la moment. Dar chestia între aceea, că vin de la fabrică, de Chișinău, Agenția Proprietăților Publice de la Chișinău și ne amenință că apartamentele sunt puse în vânzare, deja se vând. Orhei vinul la moment ne-a atacat în judecată să eliberăm apartamentele. Evacuarea forțată sau să procurăm apartamentele pe prețul de piață. Dar de ce Agenția Proprietății Publice dacă ziceți că blocul aparține proprietarului Orhei Vin, deci e privat, nu are treabă cu proprietatea publică? Orhei Vin la moment se află în procesul solvabilitate. Insolvabilitate, falimentat. Da, falimentat. Și dumneavoastră vorbim pe spatele noastre să câștigă bani. Ia că ce e problema asta. Am înțeles. Și încă o întrebare, domnul Oleg. Noi până acum de la Centrul de Statistică am luat în 2010, eu m-am adresat personal, apoi în 2014 am vrut să văd că în proces așa se spune că foștii directori că am dat aceia 30.000 că cupoane. La moment de la statistică ni se dă acolo inflația, câte procente este banii, dar suma nici de cum n-am putut afla. Acum, o lună în urmă, sau două săptămâni, ne-a adresat la Banca Națională. Și dumnealor ni s-au răspuns. Ne-au dat suma la moment acelor 32.000, 30.000 din 92 ianuarie 92, la moment suma este de 4.270.000 de lei.
La numai un locatar. Numai un locatar. Numai un locatar. Deci suma asta ar trebui să fie scoasă din prețul apartamentului și să puteți cumpăra cu restul banilor, nu? Ca și cum i-ați investit în apartamentul. Apartamentul acesta nici de cum plătirea asta nu costă atâta. Că când am dat prima tranșă de bani, fundamentul era săpat numai. Apoi am dat banii, s-au ridicat numai de banii noștri, s-au ridicat casa, s-au pus acoperișul și tot. Restul lucrării au făcut locatarii. Noi, greșeala noastră, că n-am făcut un act atunci, dar n-am știut că lucram la fabrica de vin, toți specialiștii, și mai erau două case cooperative, tot așa făcute, că noi am pretindem procente, că sofozul, fabrica, să-mi plătească, nu tot prețul, dar să avem o reducere. Dar doamna Barbu, doamna Tatiana Barbu, Tamara Barbu, a dat casa în exploatare ca casă de locuit. Neavând că noi avem documente, loturi aferente pe lângă casa cooperativă, comitetul sindical a fost repartizat, casa cooperativă la următorii locatari, avem documente ca casa cooperativă. Dumnezeu au registrat ca casă de locuit. S-au registrat după fabrica de lavin. Ne uităm la ceea că ne aflăm în satul Pilivan. Casa o trebuie să fie la primărie. Nici de cum să nu era timp să fie transferat în Orhei. Da, aici au fost... N-ați angajat un avocat sau să consultați un jurist dintre cunoscuți, dintre rude, ca să nu pierdeți termene, ca să nu greșiți cui vă adresați? Mergeți așa singuri din capul vostru, fără un jurist, fără nu, un avocat? Nu, domnul Oleg, avem avocat. Avem avocat, dar nici cu avocatul se terminizează, cum se spune, dosarul se întind. Nu vine în fabrica de vin, îți vreo 5 avocați la fabrica de vin, toți se schimbă, nu, fac cunoștință dosar, în timp de jumătate, un an de zile, se întinde chestia asta, ia că ce-i chestia. Da, avem avocați și mergem cu avocați, dar totuși nu se hotărăște întrebarea în favoarea noastră. Noi suntem, că suntem 110% drepți. După partea noastră, lege după noi, dar știți cum la noi legea Moldova? Cine plătește, cine plătește, cum e vorba așa este. Comandă da? Muzica, da. Bun, eu vă sugerez să recurgeți și la protest. Iată, ați făcut un prim pas, i-ați dat în judecat, al doilea pas, că mediatizăm acum problema asta, dar gândiți-vă serios și la un protest. Nu știu, în fața CSM, cum am zis, în fața guvernului, în fața președinției, că Dodon acum e stăpânul Moldovei și de el ascultă și justiția și poliția. Și cereți-le să implice în rezolvarea unei probleme de proprietate. Nu, că e vorba de proprietatea dumneavoastră. Ați investit bani și acum vă pun din nou să plătiți sau vă dau un drum? Nu s-a da, eu de acord. E că o doamnă spune că până ce merge judecata, toți scrisorii îi scriu că nu se amestecă, nu... Da, dar totuși trebuie să merge. Dar și judecata trebuie să aibă loc într-un termen rezonabil. De asta zic, la Consiliul Superior al Magistraturii cerut socoteală de ce se tergiversează atâta, de ce se duce dintr-o instanță în alta, să-i pedepsească pe judecători, cei care nu sunt capabili să scoată o hotărâre clară și conform legii. Domnul Oleg, acum este la o doamnă Severin, dar este venit expertiză, au fost săptămâna 24 întâlnire și dumnealor, orhei vin pe foaia de boală. Sper că data 6 martie mai iar avem dosarul și nu știu, sperăm că să meargă mai departe. Înțeles, doamnă Severin, tot au fost scrisorile totuși de la Curtea Superioară a Magistraturii și au fost dat lămuriri dumneavoastră, au scris. Și de ce eu am văzut să observați, să înțeleg că dumneavoastră e cu interesantă să lucreze. A să vedem cu expertiza și mai departe vedem hotărârea ce și cum. Bun, dar venim poate și noi, că avem un corespondent la Orhei, poate venim pe 6 la judecată și să monitorizăm cazul ăsta ca să insistăm să se rezolve și conform legii și în termeni rezonabili și să avem odată o soluție. Nu stați atât de 20 de ani în suspensie. Domnul Oleg, dar pe cine la Orhei este? O să vă pun acuși în legătură cu colegul nostru, Iuri Sajan. Iuri Sajan, da? Da, da.